Un accident deosebit de grav s-a produs în această dimineață pe centrul ocolitoare a Sibiului. Unui bărbat i-a fost smuls brațul după ce o mașină pe care o conducea s-a rostogolit de câteva ori în aer, apoi a aterizat cu roțile în sus. Mașina era angajată în depășirea unui tractor care a virat brusc stânga, acroșând autoturismul. Doi oameni au trecut razant pe lângă moarte vineri dimineață după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat de câteva ori în aer, apoi a aterizat cu roțile în sus. Accidentul s-a petrecut pe centura ocolitoare a Sibiului spre Ocna Sibiului. În autoturism se aflau un bărbat și o femeie, tată și fiică, ce se întorceau din Germania și erau în drum spre București. Impactul a fost atât de violent încât bărbatului, care era și șoferul autoturismului, i-a fost smuls brațul. Tragedia s-a produs în momentul în care șoferul autoturismului implicat a încercat să depășească un excavator care a virat spre stânga. Cumnatul șoferului rănit venea din urmă și a văzut cum s-a petrecut accidentul. Să facă stânga tractoristul ăla, s-a încadrat în ultimul timp. Exact când a ajuns pe stradă, atunci a și pus semnal, dar și s-a pus. Și cumnatul meu era deja în depășire. Și când l-a prins la jumătatea mașinii, l-a lovit cu lama din față și l-a aruncat vreo 10 metri în sus. Avem martori aici care a văzut accidentul. Varianta lui diferă însă esențial de varianta șoferului de excavator, care susține că autoturismul s-a angajat în depășire după ce el se încadrase deja pentru a vira la stânga. Încoace, s-a semnalizat în jur de vreo 150-200 de metri. O trecut unul glos pe lângă mine, m-a evitat, o trecut. Când am venit, m-am încadrat la jumătatea drumului pe bandă, deja m-a lovit în cup. A venit în aer până aici și s-a răsturnat. Polițiștii rutieri au făcut lumină în acest caz și din primele cercetări vinovat de producerea accidentului se face șoferul excavatorului. Conform primelor cercetări și investigații efectuate la fața locului, utilajul nu s-a asigurat la efectuarea virajului stânga și a acroșat autoturismul aflat în depășirea sa. În timp ce oamenii legii efectuau măsurătorile la fața locului pentru a stabili cum s-a produs accidentul, medicii de la Smurd au pornit într-o cursă contra cronometru pentru a salva brațul bărbatului care conducea autoturismul. Victima a fost transportată la spital și în mai puțin de 30 de minute de la producerea accidentului, un elicopter Smurd l-a preluat și l-a transportat la Târgu Mureș, în speranța că medicii de aici vor putea replanta brațul. Starea bărbatului era una destul de gravă, a suferit o amputație a brațului stâng în treimea superioară, a fost transportat de urgență la Târgu Mureș, unde se va încerca o replantare a brațului. De asemenea, acolo se vor face și alte investigații medicale pentru a afla dacă a suferit și alte afecțiuni.